O să înceapă primul Ionuț Gaută, partenerul nostru Microsoft, care a fost alături de noi toată săptămâna și a pregătit un drive test special despre Windows 8. Te rog, Ionuț. Mulțumesc, Marta. Dacă mă ajuta și cu proiecția asta, ar fi și mai bine. Până rezolvăm partea tehnică, o mică întrebare. Cine a fost și marți în sesiune? Ok, deci o să fiu redundant pentru o parte din voi. Ce vreau astăzi să facem, pentru că e ziua de media și marketing, am zis să nu mai trecem prin prezentări. V-am povestit multe lucruri mari despre ce înseamnă Windows 8 și cum se încadrează în strategie, cum, să spunem, ajungem celelalte produse Microsoft. Astăzi vreau chiar să ne jucăm puțin cu tableta, probabil ați văzut multe device-uri în spate. Știu că multe întrebări au fost legate de Surface, de produsul nostru, dar între timp aveți foarte, foarte multe device-uri la dispoziție cu care să vă jucați. Așa că astăzi, 10-15 minute, vreau să vă arăt ce înseamnă Windows 8, ce înseamnă trecerea asta majoră cu interfața asta nouă, colorată, cum se leagă de celelalte servicii pe care le avem. O să vedeți că am aici și un Xbox. Ok, am folosit spate. Am și un Xbox, am și un telefon Windows Home. Nu din greșeală sunt aici, pentru că o să vă arăt cam ce chestii cool putem să facem cu ele trei. Și am zis să fie un spațiu mai intim ca o sufragerie aici, să vă arăt ce pot să fac cu tableta, aveți și laptopul meu de servicii aici și o să vedeți în curând cam cum se leagă. Și spuneam marți că primul lucru despre Windows pe care putem să spun e că e foarte, foarte personal. Lumea știe despre cum cei care ați fost marți știți de starscreen-ul meu care e foarte, foarte winter-oriented, pentru că aștept să vină iarna, să vină și să mergem pe furtie. Ce vreau să vă arăt este că pentru mulți dintre voi folosiți poate o tabletă sau un PC, cam cum se schimbă lucrurile aici. Ce avem noi diferit față de celelalte propuneri din piață, ce vă așteaptă dacă vă luați o tabletă sau un PC cu Windows 8. Așa că de pe lock screen de aici o să vedeți că deja aveți câteva informații esențiale de calendar, de dată, de oră, bateria, wifi-ul le văd, ba chiar dacă ne apăs pe butonul de volum, pot să văd și care este volumul, dacă am dat ceva în playlist-ul de melodii, neapărat playlist-ul respectiv. Deja încep să curgă și mail-urile, pentru că tocmai ce am plecat de la servici. Ce vreau să vă arăt e partea de unlock, care în mod normal o arăt cu un singur fel de deblocare, dar vreau să vă arăt că puteți să deblocați tableta în trei moduri. Fie e parola de la contul noastră de mail cu care sunteți logat pe tabletă, fie este un pin alfanumeric, fie varianta mea preferată, care este metoda de deblocare prin imagine. Da? Poate gestul poză preferată din vacanță, a mea este una din Olanda, trei gesturi simple pe care vreți să vi le stabiliți ca și parolă. O să vă spun ce care nu e parola mea, pentru că nu o să vedeți gesturile pe care le fac. O să vedeți o barcă în stânga jos, e un tap pe barca aceea, primesc o linie cele trei mori mici din spate și un cerc în jurul mori mari din funda. Întotdeauna live, se întâmplă ceva. Ok, o să vă arăt și o parolă mult mai simplă pentru nepoțelul meu, care e mult mai ușor de ținut minte. Și vreau să începem cu partea de start screen. Asta e lucrul care vă sare în ochi prima oară când vedeți Microsoft. Unde e desktop-ul? Ce s-a întâmplat cu desktop-ul? Unde folosesc mouse-ul și tastatura? Nu degeaba mi-am adus și un mouse aici. Și am și două în spate, premii pentru voi dacă sunteți atenți și îmi răspundeți la două întrebări la sfârșit. Și nu degeaba am și o tastatură, pentru că orice tabletă cu Windows 8, o să vedeți că are și partea de PC în spate, da? N-am dispărut desktop-ul nicăieri, am dispărut doar butonul de start, care a devenit un start screen mult mai animat. Principalul lucru pe care o să vedeți e că e foarte, foarte light, foarte friendly, da? De la fundalul din spate, care e colorat și personalizat așa cum vreau și o să vă arăt cum îl schimbăm, până la aceste iconuri, care nu mai sunt niște iconuri statice. Nu e o colecție de iconuri, sunt niște lifestyles, le spunem noi, niște iconuri dinamice, pentru că vedeți că tot timpul se refreshează. Primesc conte din spate, din internet. O să vedeți aici că am partea de People Hub, unde am, să spunem, toate contactele pe care mi le-am ales din multe rețele sociale, să vedeți cam câte conturi pot să-mi pun în același People Hub. Și aici mi se strâng contactele, pe de o parte, și în același timp mi se strâng și feed-urile din rețele sociale. Eu am contul de serviciu aici, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Twitter, Skype și multe altele pe care puteți să le puneți. Important e că pot să pun un singur status și apare automat pe toate rețele sociale, dacă vreau. Deja mi-am pus status pentru sesiunea de acum de la Biz.
Aici să am frequent contacts, eventual pot să... Și ați văzut că folosesc și mouse-ul, da? Ori touch or mouse. Și o să vedeți că aici mi-apară figurile din, deja din rețelele sociale, exact ca și cum aș intra pe pagina de Facebook. Avantajul că le văd pe toată nouă, nu mai trebuie să stau să intru într-o aplicație de Facebook, ies într-o altă de Twitter și să stau să-mi sincronizez feed-urile. De asta vă spuneam azi că, din punctul nostru de vedere, experiența aceasta de social network nu trebuie să fie una mult mai fluidă și mai integrată. Și totul se întâmplă prin acel cont de Microsoft, care poate fi un cont de Hotmail, un cont de MSN, depinde cum ați apucat să-l faceți de-a lungul timpului, un cont de SkyDrive. Ce vreau să vă arăt este partea aceasta de sincronizare. Spuneam azi că acest cont de SkyDrive mă ajută să-mi sincronizez mai multe PC-uri. Dacă am două PC-uri cu Windows 8 sau o tabletă și un desktop, pot să aleg să-mi sincronizez setările, să nu mai stau să le refac la fel pe toate PC-urile. Și o să vedeți că dacă fac un swipe din dreapta, o să-mi apară o bară de elemente, de butoane, care întotdeauna o să fie aceeași. Diferența este că ele fac lucruri diferite. În momentul în care caut pe ecranul de start, o să-mi caute aplicații, da? Să spunem că o să caut aplicația AirDance. E un joc românesc, tocmai lăsat în Marketplace. Pur și simplu, rămas cu scrisul acolo, pot să trec în celelalte categorii, să se caut în setări, să caut în fișiere, să caut în mail-uri. Nici măcar nu mai trebuie să trec. Am scris o singură dată acel termen de search, se apucă și caută în toate aplicațiile respective. Ok? Și ce vreau să vă arăt este că dacă aleg să-mi sincronizez setările pe mai multe PC-uri, da, să zicem că îmi personalizez lock screen-ul sau culoarea, o să vedeți că dacă trec pe roșu, de exemplu, și mă întorc în ecranul de start, o să dureze cam, eu știu, 10-15 secunde și cam cât vorbim, PC-ul pe care l-am în față la mine și a fost albastru de la început, o să devine și el roșu, tocmai pentru că știe să se ducă în cloud, în contul de SkyDrive, să se sincronizeze și să devină roșu. Dacă și deblocăm, probabil o să vadă. Asta vreau să vă arăt despre partea de sync. Ce vreau să vă arăt e ce înseamnă mai departe personal. O să vedeți că dacă fac un zoom out în start screen, mi-am făcut și niște grupuri de aplicații, ca să-mi fie ușor să le gestionez, să le văd. Pentru că am o aplicație de multimedia, am multe aplicații de multimedia, le-am grupat pe toate la un loc. Movie Guide, o aplicație de music making. Ce mai important cu orice aplicație, bineînțeles, pot să le iau să le rearangez. Și nu numai aplicațiile, pot să iau un întreg grup și să-mi mut, eu știu, mai aproape. Să-mi pun în partea de start screen mai aproape, poate sunt weekend, am ce să fac eu și mai multe lucruri pe partea de media. Ce vreau să vă arăt este și cum anume merge mai departe integrarea cu partea de SkyDrive și cu, să spunem, cu contul de Microsoft care îmi sincronizează pozele din mai multe conturi. Cum ați văzut și la People, în partea de SkyDrive, unde am documente și imagini, mi le aduce pe absolut toate, fie că sunt din Facebook, fie că sunt din Twitter, fie că sunt din, eu știu, din contul de Microsoft. Am și o aplicație de imagini și o să vezi că aplicația de fotografii îmi face exact același lucru. Îmi aduce imagini din toate conturile de social networking pe care le-am. Mai face un lucru cool, tot prin contul de SkyDrive, pentru că sunt logat pe același laptop, o să-mi văd și imaginele de pe laptop, care sunt stocate în library. Da? Deci dacă aveți pe desktop în library, prin SkyDrive pur și simplu se duce contul și îl verifică, vede ce poze sunt și le puteți vedea pe toate la un loc. Ce vreau să vă mai arăt este un lucru foarte cool, spuneam noi, vă spuneam că avem aici un inbox, să vedeți ce înseamnă integrarea dintre Windows 8 și partea de Xbox și partea de Windows Phone. Avem o aplicație nouă care se numește Xbox Smart Glass și care face exact același lucru. Se sincronizează prin contul de SkyDrive cu Xbox-ul. Pe Xbox sunt locat cu exact același cont de Microsoft și să spunem că dacă vreau să fac un browsing pe internet, nu fac decât să mă loghez pe tabletă și o să vedeți că deja pe Xbox i-a pornit Internet Explorer-ul și îmi tastează exact ce anume tastez eu aici. Practic, tableta devine un controller în momentul respectiv. Ba mai mult, dacă stau și fac un browsing pentru o sesiune de internet, pentru toată familia, să le arăt un site, să le arăt niște filmulețe, dacă mă decid să plec la un moment dat, pur și simplu transfer sesiunea respectivă, o iau de pe Xbox și o iau pe tablete. Și același lucru pot să fac și pe telefon. Smart Glass-ul știe să facă sincronizarea aceasta de, să spunem, de content între cele două
Și o să vă arăt că merge și mai mult și mai departe, nu numai pentru partea de internet, ci merge și pentru partea de muzică. Să spunem că am aplicație de muzică, okay, în care deja am căutat o melodie cu Air, pentru că mai devreme căutasem jocul cu Airplanes. Și am aplicația de muzică în care să spunem că vreau să-mi ascult un album bun de Alex Clare. O să-l ascult fie pe tabletă, fie pot să-l arunc direct în partea de Xbox și o să înceapă playtime-ul direct acolo. Din nou, am același abonament de muzică, de Xbox Music, cu care sunt logat și pe tabletă, sunt logat și pe Xbox. Pot să fac același lucru și pe telefon. Și astfel, am dat drumul deja la muzică, vedeți că am pornit album cu album art, iar în partea din spate pe tabletă pot să văd, să spunem, detalii despre album. Sau pot să văd ce playlist-uri am și să-mi continui playlist-uri de pe partea de Xbox. Și același lucru aș putea să fac și pentru filme. Totul ține în acel fond de Microsoft, de Skype. Bun. Nu vă mai țin mult, vreau să vă arăt ceva care probabil cei care au fost marți li s-a părut foarte interesant. Și anume, cum fac switch-ul între aplicații. Dacă fac un swipe dreapta-stânga, o să văd care sunt toate aplicațiile deschise în momentul acesta. Și pur și simplu pot să rulez printre ele, foarte simplu. Și vreau să vă arăt, spuneam că nu a dispărut nici partea de desktop, iar în partea de desktop rulează încă, să spunem, programe care s-ar putea să avem nevoie de ele, și anume Excel, Word, PowerPoint. Și o să vă arăt două lucruri, unul pentru Excel, pentru că am văzut că mulți dintre voi lucrează cu, eu știu, cu liste de mail-uri, în care vreți, la un moment dat, aveți o listă de sute sau mii de mail-uri, în care vreți să trimiteți un mail personalizat și vreți să extrageți prenumele. Și o să vă arăt un lucru foarte simplu și foarte cool la noua versiune de Excel, din noul Office care se lansează anul viitor. Să spunem că prima adresă este Nancy, cu free hair. Trebuie doar să tastez prenumele din Nancy. Enter. Al doilea ar fi Andrew. Deja Excel-ul vede care este primul nume din lista respectivă, înțelege ce vreau să fac și automat îmi populează tot Excel. Puteți să aveți aici 10.000 de linii. Da? 10.000 de adrese. Sau mai mult. Asta e o chestie simplă, foarte bună, pe care puteți să o faceți. Bineînțeles, putem să mergem mai departe. Dacă avem un tabel și vreți să analizați eu și niște cifre, niște date de vânzări, îl selectați și o să vedeți că aici în partea jos, dreaptă, o să vă apară fel și fel de informații, care în timp real nici măcar nu trebuie să dau click, doar cu mouse over. Încep și vă oferă informații din Excel-ul respectiv. Nu mai insist aici. Vreau să mai arăt și partea de PowerPoint. Pentru că și partea de PowerPoint, dacă lucrați mult cu prezentări, este prezentarea mea de marți. O să vă arăt că sunt pe tabletă, dar este o experiență full office și care rulează inclusiv cu partea de tranziție. Okay? Inclusiv partea de animații. Și ce vreau să vă mai arăt este, ce vedeți voi acum, este un full motion. Deci am adus o comparație cu ce înseamnă, ce a însemnat Windows 95 față de Windows 8, gesturile noi și cine a reușit să învețe publicul să folosească Windows 95 cu mouse-ul a fost Solitaire, da, printre cele mai productive aplicații. Și ce vreau acum să vă arăt este că voi probabil vedeți slide-urile cu stream. Eu am un view diferit, care se numește Presenter View și o să vi-l arăt acum cam ce văd eu și ce vedeați voi. Eu vedeam asta în spate. Vedeam slide-ul principal în momentul de față și vedeam și notes-urile și slide-ul care urmează în partea dreaptă. Asta ca totdeauna să știu ce slide urmează, ce urmează să comentez, unde mă îndrept cu discuția. Ok? Și o să ascund acest Presenter View. Și acum văd și eu și voi același lucru. Ce vreau să vă mai arăt e că, dacă vreți, eu știu, mă întreba Marta dacă am nevoie de un pointer. Și spuneam că nu e nevoie, pentru că pentru PowerPoint, de exemplu, am și un laser pointer, dacă e nevoie să vă arăt câte ceva. Și un pen, în cazul în care e nevoie să facem anotări. Sau un highlighter, în cazul în care vrem să subliniem ceva. De la chestii foarte, foarte simple, dar o să vedeți că în momentul în care ajungeți să folosiți o tabletă cu un Office, tabletă cu Windows 8 și o tabletă cu noul Office, o să vi se schimbă puțin percepția de ce puteți să faceți cu o tabletă. Nu mai e doar un device secundar, puteți să aveți doar o tabletă în același timp, e nevoie doar de un mouse și o tastatură dacă aveți, eu știu, de lucrat la birou, puneți într-un dockingstation, and that's it.
Vă mai rețin mult pentru că știu că Marta o să mă încep până dacă întârziu foarte mult cu programul. Vreau să văd dacă vă interesează unul dintre, să spunem, noi mouse Microsoft. Este un mouse special făcut de Microsoft pentru Windows 8. Un mini mouse se numește Wedge, pentru care un scroll în patru direcții. Am două premii în spatele meu și mă gândeam să vă pun două întrebări scurte și cine îmi răspunde primul, pleacă acasă cu mouse așa de bine seara. Și prima întrebare era dacă puteți să-mi spuneți cam care ar fi, să spunem, cel mai mare avantaj al acestui start screen nou de Windows 8. Ok, conceptul de Smart Glass e o aplicație. M-a interesat de start screen. Ce anume ați văzut pe start screen acolo? În tot ce v-am arătat cum se mișcă aplicațiile. Aici în față. Ok. Și multitasking, mă întrebam de start screen cu acele lifetime-uri, ce anume fac ele atât de special care ne diferențiază de la altă parte. Acolo sunt faptul. Ok, ești tot timpul conectat la internet, primești feed-uri, tot timpul iPhone-urile se schimbă, îți arată content real din aplicația asta, mai să-ți spui, da? Felicită, primul mouse altă. Îmi spun că era de la Ravanța. Bravo, felicită. Ok, și ce vreau să mă mai întreb este cam care ar fi diferența majoră între o tabletă Windows 8 și o altă tabletă, ce anume poți să faci în plus cu o tabletă cu Windows 8. Când ai putea să faci cu altă tabletă, din punct de vedere, eu știu, productivitate, multitasking, ce vreți să vă rog. Ok, și asta mă gândeam un bun smart glass-ul. Mă bucur să știu pe ce insistat anumitare, te rog. Bun, cred că ăsta e răspunsul pe care îl căutam, că poți să rulezi și alte programe Microsoft. În primul rând, poți să rulezi programe de Windows 7, da? Cam tot ce rulați acum pe Windows 7, începând de la un Winamp până la Office, ce v-am arătat eu în spate, puteți să rulați și pe Windows 8. Tocmai pentru că păstrăm compatibilitatea și o tabletă Windows 8 e mai mult decât o tabletă. Noi spunem că e puterea unui PC într-o tabletă în momentul ăsta, așa că felicitări. Al doilea mulțumesc. Ok, nu mă mai simt mult, dar vă mulțumesc mult. Felina, da, perfect. Dacă aveți întrebări pentru Anus, vă rog, să opriți cu muzica. Întrebări sunt? Nu sunt. Da. Mulțumesc frumos, Ionuț. Mulțumesc și